Întâia epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. Capitolul 1. Pavel, chemat apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele sostene Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfințiți în Iisus Hristos, celor numiți sfinți, împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul și al lor și al nostru, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu dat vouă în Hristos Iisus, căci întru El v-ați îmbogățit de plin întru toate, în tot cuvântul și în toată cunoștința, astfel mărturia lui Hristos s-a întărit în voi, încât voi nu sunteți lipsiți de niciun dar, așteptând arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care vă va și întări până la sfârșit ca să fiți nevinovați în ziua Domnului nostru, Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu prin care ați fost chemați la împărtășirea cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru, Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere. Căci, frații mei, despre voi, prin cei din casa lui Chloe, mi-a venit știre că la voi sunt certuri și spun aceasta să fie că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos. Oare s-a împărțit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost ați botezați în numele lui Pavel? Mulțumesc lui Dumnezeu că pe niciunul din voi n-am botezat decât pe Crispus și pe Gaius, ca să nu zică cineva că ați fost botezați în numele meu. Am botezat și casa lui Ștefana, afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva, căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înțelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Căci cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Că scris este, pierde voi înțelepciunea înțelepților și știința celor învățați voi nimicio. Unde este înțeleptul, unde e cărturarul, unde e cercetătorul acestui veac, au n-a dovedit Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia? Căci de vreme ce într-o înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Fiindcă și iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie, dar pentru cei chemați și iudei și elini, pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că fapta lui Dumnezeu, socotită de către oameni nebunie, este mai înțeleaptă decât înțelepciunea lor și ceea ce se pare ca slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât tăria oamenilor. Căci priviți chemarea voastră, fraților, că nu mulți sunt înțelepți după trup, nu mulți sunt puternici, nu mulți sunt de bun neam, ci Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cei înțelepți, Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tari. Dumnezeu și-a ales pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, ca niciun trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Din El, dar, sunteți voi în Hristos Iisus, care pentru noi s-a făcut înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cel ce se laudă în Domnul să se laude. Capitolul 2. Și eu, fraților, când am venit la voi și v-am vestit taina lui Dumnezeu, n-am venit ca iscusit cuvântător sau ca înțelept, căci am judecat să nu știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe acesta răstignit. Și eu, într-o slăbiciune și cu frică și cu tremur mare, am fost la voi, iar cuvântul meu și propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului și a puterii, pentru ca credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. Și înțelepciunea o propovăduim la cei desăvârșiți,
Dar nu înțelepciunea acestei veac, nici a stăpânitorilor acestui veac care sunt pieritori, ci propovăduim înțelepciunea de taina lui Dumnezeu, ascunsă pe care Dumnezeu a rânduit-o, mai înainte de veci spre slava noastră, pe care niciunul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei, ci precum este scris, cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar și adâncurile lui Dumnezeu. Căci cine dintre oameni știe cele ale omului decât Duhul omului care este în el? Așa și cele ale lui Dumnezeu nimeni nu le-a cunoscut decât Duhul lui Dumnezeu. Iar noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu, pe care le și grăim, dar nu în cuvinte învățate din înțelepciunea omenească, ci în cuvinte învățate de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovnicești oamenilor duhovnicești. Omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el se nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el însă nu-l judecă nimeni, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l învețe pe el, noi însă avem gândul lui Hristos. Capitolul 3. Și eu, fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor atrupești, ca unor prunci în Hristos. Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate, căci încă nu puteați mânca și încă nici acum nu puteți, fiindcă sunteți tot trupești, câtă vreme este între voi pismă și ceartă și dezbinări, nu sunteți oare trupești și nu după firea umenească umblați? Căci când zice unul, eu sunt al lui Pavel, iar altul, eu sunt al lui Apollo, au nu sunteți oameni trupești, dar ce este Apollo și ce este Pavel? Slujitor prin care ați crezut voi și după cum i-a dat Domnul fiecăruia. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Astfel, nici cel ce sădește nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească. Cel care sădește și cel care udă sunt una și fiecare își va lua plata după osteneala sa. Căci noi împreună lucrători cu Dumnezeu suntem, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu cel dat mie, eu ca un înțelept meșter am pus temelia, iar altul zidește, dar fiecare să ia seama cum zidește, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă, care este Iisus Hristos. Iar dezidește cineva pe această temelie aur, argint sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut, le va vădi ziua Domnului, pentru că în foc se descoperă și focul însuși va lămuri ce fel este lucru fiecăruia. Dacă lucru cuiva pe care l-a zidit va rămâne, va lua plată, dacă lucru cuiva se va arde, el va fi păgubit, el însă se va mântui, dar așa ca prin foc. Nu știți oare că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Ne va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi. Nimeni să nu se amăgească, dacă îi se pare cuiva între voi că este înțelept în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru că scris este, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile înțelepților că sunt deșarte, așa că nimeni să nu se laude cu oamenii, căci toate sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele de față, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre, iar voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos al lui Dumnezeu. Capitolul 4. Așa să ne socotească pe noi fiecare om, ca slujitor ai lui Hristos și ca economii ai tainelor lui Dumnezeu, iar la economii mai ales se cere ca fiecare să fie aflat credincios, dar mie prea puțin îmi este că sunt judecat de voi sau de vreo
omenească judecată de toată ziua, fiindcă nici eu nu mă judec pe mine însumi, căci nu mă știu vinovat cu nimic, dar nu întru aceasta m-am îndreptat, cel care mă judecă pe mine este Domnul. De aceea nu judecați ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul, care va lumina cele ascunse ale întunericului și va vădi sfaturile inimilor, și atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda. Și aceasta, fraților, le-am zis ca despre mine și despre Apolo, dar ele sunt pentru voi ca să învățați din pilda voastră să nu treceți peste ce e scris, ca să nu vă făliți unul cu altul împotriva celuilalt. Căci cine te deosebește pe tine și ce ai pe care să nu-l fi primit, iar dacă l-ai primit, de ce te fălești ca și cum nu l-ai fi primit? Iată, sunteți stătui, iată v-ați îmbogățit, fără de noi i-ați domnit și măcar de a-ți domni, ca și noi să domnim împreună cu voi. Căci mi se pare că Dumnezeu pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte, fiindcă ne-am făcut priveliște lumii și îngerilor și oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi însă înțelepți întru Hristos. Noi suntem slabi, voi însă sunteți tari, voi sunteți întru slavă, iar noi suntem întru necinste. Până în ceasul de acum flămânzim și însetăm, suntem goi și suntem pălmuiți și pribegim și ne ostenim lucrând cu mâinile noastre, ocărâți fiind binecuvântăm, prigoniți fiind răbdăm, culiți fiind ne rugăm, am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor până astăzi. Nu ca să vă rușinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc ca pe niște copii ai mei iubiți, căci de ați avea zeci de mii de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți, căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos, deci vă rog să-mi fiți mie următor precum și eu lui Hristos. Pentru aceea am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte căile mele, cele în Hristos Iisus, cum învăț eu pretutindeni în toată biserica. Și unii crezând că n-am să mai vin la voi s-au semețit, dar eu voi veni la voi de grabă dacă Domnul va voi și voi cunoaște nu cuvântul celor ce s-au semețit, ci puterea lor, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere. Ce voiți, să vin la voi cu toiagul sau să vin cu dragoste și cu Duhul blândeții? Capitolul 5. Îndeopște se aude că la voi e desfrânare și o astfel de desfrânare cum nici între neamuri nu se pomenește, ca unul să trăiască cu femeia tatălui său. Iar voi v-ați semețit în loc mai degrabă să vă fi întristat, ca să fie scos din mijlocul vostru cel ce a săvârșit această faptă. Și eu, deși departe cu trupul însă de față, cu Duhul, am și judecat ca și cum aș fi de față pe cel ce a făcut una ca aceasta, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, adunându-vă voi și Duhul meu, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, să dați pe unul ca acesta satanei spre pieirea trupului, ca Duhul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus. Semeția voastră nu e bună? Oare nu știți că puțin aluat dospește toată frământătura? Curățiți aluatul cel vechi ca să fiți frământătură nouă, precum și sunteți fără aluat, căci Paștele nostru Hristos s-a jertfit pentru noi, de aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății și al vicleșugului, ci cu azimele curăției și ale adevărului. V-am scris în epistolă să nu vă amestecați cu desfrânații, dar nu am spus, desigur, despre desfrânații acestei lumi, sau despre lacom, sau despre răpitori, sau despre închinătorii la idoli, că și altfel ar trebui să ieșiți afară din lume. Dar eu v-am scris acum să nu vă amestecați cu vreunul care, numindu-se frate, va fi desfrânat, sau lacom, sau închinător la idoli, sau ocărător, sau bețiv, sau răpitor, cu unul ca acesta nici să nu ședeți la masă, căci ce am eu ca să judec și pe cei din afară, însă pe cei dinăuntru oare nu îi judecați voi, iar pe cei din afară îi va judeca Dumnezeu, scoateți afară dintre voi pe cel rău.
Capitolul 6. Îndrăznește oare cineva dintre voi, având vreo pâră împotriva altuia, să se judece înaintea celor nedrept și nu înaintea celor sfinți? Au nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, oare sunteți voi nevrednici să judecați lucruri atât de mici? Nu știți oare că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult cele lumești, deci dacă aveți judecăți lumești, puneți pe cei nebăgați în seamă din biserică ca să vă judece. O spun spre rușinea voastră, nu este oare între voi niciun om înțelept care să poată judeca între frate și frate, ci frate cu frate se judecă și aceasta înaintea necredincioșilor, negreșit, și aceasta este o scădere pentru voi că aveți judecăți unii cu alții. Pentru ce nu suferiți mai bine strâmbătatea? Pentru ce nu răbdați mai bine paguba? Ci voi înși vă faceți strâmbătate și aduceți pagubă și aceasta, fraților, nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți, nici desfrânați, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi, dar v-ați spălat, dar v-ați sfințit, dar v-ați îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos și în Duhul lui Dumnezeului nostru. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa birui de ceva. Bucatele sunt pentru pântece și pântecele pentru bucate, și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, și Domnul este pentru trup. Iar Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi prin puterea sa. Au nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădulare unei desfrânate, nici de cum. Sau nu știți că cel ce se alipește de desfrânate este un singur trup cu ea? Căci vor fi, zice Scriptura, cei doi un singur trup, iar cel ce se alipește de Domnul este un duh cu el, fugiți de desfrânare. Orice păcat pe care îl va săvârși omul este în afară de trup, cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templul al Duhului Sfânt, care este în voi, pe care aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu preț, slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Capitolul 7. Cât despre cele ce mi-a scris, bine este pentru om să nu se atingă de femeie, dar din cauza desfrânării fiecare să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său. Bărbatul să-i dea femeii iubirea datorată, asemenea și femeia bărbatului. Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul, asemenea nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lipsiți unul de altul decât cu bună învoială pentru un tip, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea și iarăși să fiți împreună ca să nu vă ispitească satana din pricina neînfrânării voastre. Și aceasta o spun ca un sfat, nu ca o poruncă. Eu voiesc ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul așa, altul într-altfel. Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun, bine este pentru ei să rămână ca și mine, dacă însă nu pot să se înfrâneze să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă, iar celor ce sunt căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, femeia să nu se despartă de bărbat, iar dacă s-a despărțit să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul său, tot așa bărbatul să nu-și lase femeia. Celorlalți le grăiesc eu, nu Domnul. Dacă un frate are o femeie necredincioasă și ea voiește să viețuiască cu el, să nu o lase, și o femeie dacă are bărbat necredincios și el binevoiește să locuiască cu ea, să nu-și lase bărbatul, căci bărbatul necredincios se sfințește prin femeia credincioasă și femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios.
Altmiterelea, copiii voștri ar fi necurați, dar acum ei sunt sfinți. Dacă însă cel necredincios se desparte, să se despartă, în astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt legați, căci Dumnezeu ne-a chemat spre pace. Căci ce știi tu, femeie, dacă îți vei mântui bărbatul, sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui femeia? Numai că, așa cum a dat Domnul fiecăruia, așa cum l-a chemat Dumnezeu pe fiecare astfel să umble și așa rânduiesc în toate bisericile, a fost cineva chemat, fiind tăiat împrejur, să nu se ascundă, a fost cineva chemat în netăiere împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci paza poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare în chemarea în care a fost chemat, în aceasta să rămână. Ai fost chemat fiind rob, fii fără grijă, iar de poți să fii liber, mai mult folosește-te. Căci robul care a fost chemat în Domnul este un liberat al Domnului, tot așa cel chemat liber este rob al lui Hristos. Cu preț ați fost chemați, nu vă faceți robii oamenilor, fiecare fraților în starea în care a fost chemat, în aceea să rămână înaintea lui Dumnezeu. Că despre fecioare n-am poruncă de la Domnul, vă dau însă sfatul meu, ca unul care am fost miluit de Domnul, să fiu vrednic de crezare, socotesc deci că aceasta este bine pentru nevoia ceasului de față, bine este pentru om să fie așa. Te-ai legat cu femeie, nu căuta dezlegare, te-ai dezlegat de femeie, nu căuta femeie. Dacă însă te vei însura, n-ai greșit, și fecioara de se va mărita, n-a greșit, numai că unii ca aceștia vor avea suferință în trupul lor, eu însă vă cruți pe voi. Și aceasta vă spun, fraților, că vremea s-a scurtat de acum așa încât și cei ce au femei să fie ca și cum nu ar avea, și cei ce plâng să fie ca și cum n-ar plânge, și cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, și cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, și cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de plin de ea, căci chipul acestei lumi trece. Dar eu vreau ca voi să fiți fără de grijă, cel necăsătorit se îngrijește de cele ale Domnului, cum să placă Domnului, cel ce s-a căsătorit se îngrijește de cele ale lumii, cum să placă femeii, și este împărțire, și femeia nemăritată și fecioara poartă grijă de cele ale Domnului, ca să fie sfinte și cu trupul și cu duhul, iar cea care s-a măritat poartă grijă de cele ale lumii, cum să placă bărbatului. Și aceasta o spun chiar în folosul vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci spre bunul chip și alipirea de Domnul fără clintire. Iar desocotește cineva că îi se va face vreo necinste pentru fecioara sa dacă trece de floarea vârstei și că trebuie să facă așa, facă ce voiește. Nu păcătuiește, căsătorească-se. Dar cel ce stă neclintit în inima sa și nu este silit, ci are stăpânire peste voința sa și a hotărât aceasta în inima sa, ca să-și țină fecioara, bine va face. Așa că cel ce își mărită fecioara bine face, dar cel ce nu o mărită și mai bine face. Femeia este legată prin lege atâta vreme cât trăiește bărbatul ei, iar dacă bărbatul ei va muri, este liberă să se mărite cu cine vrea numai în Domnul. Dar mai fericită este dacă rămâne așa după părerea mea și socot că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Capitolul 8. Cât despre cele jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, cunoștința însă se mețește, iar iubirea zidește. Iar dacă îi se pare cuiva că cunoaște ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de el. Iar despre mâncarea celor jertfite idolilor, știm că idolul nu este nimic în lume și că nu este alt Dumnezeu decât unul singur. Căci, deși sunt așa ziși Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, precum și sunt Dumnezei mulți și domni mulți, totuși pentru noi este un singur Dumnezeu Tatăl, din care sunt toate și noi întru El, și un singur Domn Iisus Hristos, prin care sunt toate și noi prin El. Dar nu toți au cunoștința, căci unii din obișnuința de până acum
cu idolul mănâncă din cărnurile jertfite idolilor și conștiința lor, fiind slabă, se întinează, dar nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu, că nici dacă vom mânca, nu ne prisosește, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipsește. Dar vedeți ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă potignire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoștință, șezând la masă în templul idolilor, oare conștiința lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor? Și va pieri prin cunoștința ta cel slab, fratele tău pentru care a murit Hristos, și așa păcătuind împotriva fraților și lovind cu conștiința lor slabă, păcătuiți față de Hristos. De aceea, dacă o mâncare smintește pe fratele meu, nu voi mânca în vea carne, ca să nu aduc sminteală fratelui meu. Capitolul 9. Oare nu sunt eu liber, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu întru Domnul? Dacă altora nu le sunt apostol, vouă negreșit vă sunt, căci voi sunteți pe cetea apostoliei mele în Domnul. Apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta este, n-avem oare dreptul să mâncăm și să bem, n-avem oare dreptul să purtăm cu noi o femeie soră ca și ceilalți apostoli, ca și frații Domnului, ca și Chefa, sau numai eu și Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine slujește vreodată noastră cu solda lui? Cine sădește vie și nu mănâncă din roada ei? Sau cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Nu în felul oamenilor spun eu aceasta? Nu spune oare și legea acestea? Căci în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care trăieră? Oare de boi se îngrijește Domnul? Sau un adevăr pentru noi zice, căci pentru noi s-a scris, cel ce ară trebuie să are cu nădejde și cel ce trăieră cu nădejdea că va lua parte de roade. Dacă noi am semănat la voi cele duhovnicești, este oare mare lucru dacă noi vom secera cele pământești ale voastre? Dacă alții se bucură de acest drept asupra voastră, oare nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos. Au nu știți că cei ce săvârșesc cele sfinte mănâncă de la templu și cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa a poruncit și Domnul celor ce propovăduiesc Evanghelia ca să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de nimic din acestea, și nu am scris acestea ca să se facă și cu mine așa, căci mai bine este pentru mine să mor decât să-mi zădărnicească cineva lauda. Căci dacă vestesc Evanghelia, nu-mi este laudă, pentru că stă deasupra mea datoria, căci vai mie dacă nu voi bine vesti, căci dacă fac aceasta de bună voie am plată, dar dacă o fac fără voie, am numai o slujire încredințată. Care este deci plata mea? Că, binevestind, pun fără plată Evanghelia lui Hristos înaintea oamenilor, fără să mă folosesc de dreptul meu din Evanghelie, căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut rob tuturor ca să dobândesc pe cei mai mulți, cu iudeii am fost ca un iudeu ca să dobândesc pe iudei, cu cei de sub lege ca unul de sub lege, deși eu nu sunt sub lege, ca să dobândesc pe cei de sub lege, cu cei ce n-au legea m-am făcut ca unul fără lege, deși nu sunt fără legea lui Dumnezeu, ci având legea lui Hristos ca să dobândesc pe cei ce nu au legea, cu cei slabi m-am făcut slab ca pe cei slabi să-i dobândesc, tuturor toate m-am făcut ca în orice chip să mântuiesc pe unii, dar toate le fac pentru Evanghelie ca să fiu părtaș de ea. Nu știți voi că acei care aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergați așa ca să-l luați. Și oricine se luptă se înfrânează de la toate, și aceia ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. Eu, deci, așa alerg, nu ca la întâmplare, așa mă lupt, nu ca lovind în aer, ci îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora, propovăduind eu însumi să mă fac netrebnic.
Capitolul 10. Căci nu voiesc, fraților, ca voi să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor și că toți au trecut prin mare, și toți întru Moise au fost botezați în nor și în mare, și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, și toți aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce îi urma, iar piatra era Hristos. Dar cei mai mulți dintre ei nu au plăcut lui Dumnezeu, căci au căzut în pustie, și acestea s-au făcut pilde pentru noi ca să nu poftim la cele rele cum au poftit aceia. Nici închinători la idoli să nu vă faceți, ca unii dintre ei, precum este scris, au șezut poporul să mănânce și să bea și s-au sculat la joc. Nici să ne desfrânăm cum s-au desfrânat unii dintre ei și au căzut într-o zi 23.000, nici să ispitim pe Domnul precum l-au ispitit unii din ei și au pierit de șerpi, nici să cârtiți precum au cârtit unii din ei și au fost nimiciți de către pierzătorul. Și toate acestea li s-au întâmplat acelora ca preînchipuire ale viitorului și au fost scrise spre povățuirea noastră, la care au ajuns sfârșiturile veacurilor. De aceea cel căruia îi se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă, nu va cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu, El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea ca să puteți răbda. De aceea, iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli, ca unor înțelepți vă vorbesc, judecați voi ce vă spun. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Că o pâine, un trup, suntem cei mulți, căci toți ne împărtășim dintr-o pâine. Priviți pe Israel după trup, cei care mănâncă jertfele nu sunt ei oare părtași altarului? De ce spun eu? Că ce s-a jertfit pentru idol e ceva, sau idolul este ceva, ci zic că cele ce jertfesc neamurile jertfesc demonilor și nu lui Dumnezeu. Și nu voiesc ca voi să fiți părtași ai demonilor, nu puteți să beți paharul Domnului și paharul demonilor, nu puteți să vă împărtășiți din masa Domnului și din masa demonilor. Oare vrem să mâniem pe Domnul? Nu cumva suntem mai tari decât El? Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu caute ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui. Mâncați tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebați nimic pentru cugetul vostru, căci al Domnului este pământul și plinirea Lui. Dacă cineva dintre necredincioși vă cheamă pe voi la masă și voiți să vă duceți, mâncați orice vă este pus înainte, fără să întrebați nimic pentru conștiință. Dar de vă va spune cineva, aceasta este din jertfa idolilor, să nu mâncați pentru cel care v-a spus și pentru conștiință, iar conștiința, zic, nu a ta însuți, ci a altuia, căci de ce libertatea mea să fie judecată de o altă conștiință? Dacă eu sunt părtaș harului, de ce să fiu hulit pentru ceea ce aduc mulțumire? De aceea, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Nu fiți piatră de potignire nici iudeilor, nici elinilor, nici bisericii lui Dumnezeu, precum și eu plac tuturor, în toată necăutând folosul meu, ci pe al celor mulți ca să se mântuiască. Capitolul 11. Fiți următorii ai mei, precum și eu sunt al lui Hristos, fraților, vă laud că în toate vă aduceți aminte de mine și țineți predanile precum vi le-am dat, dar voiesc ca voi să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos, Dumnezeu. Orice bărbat care se roagă sau prorocește, având capul acoperit, necinstește capul său, iar orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul neacoperit, își necinstește capul, căci tot una este ca și cum ar fi rasă. Căci dacă o femeie nu își pune văl pe cap, atunci să se și tundă, iar dacă este lucru de rușine pentru femeie ca să se tundă, ori să se radă, să-și pună văl.
căci bărbatul nu trebuie să-și acopere capul, fiind chip și slava lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului. Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat, și pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia este datoare să aibă semn de supunere asupra capului ei pentru îngeri, totuși nici femeia fără bărbat, nici bărbatul fără femeie în Domnul. Căci precum femeia este din bărbat, așa și bărbatul este prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu, judecați în voi înșivă, este oare cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit? Nu vă învață oare însăși firea că necinste este pentru un bărbat să-și lase părul lung, și că pentru o femeie, dacă își lasă părul lung, este cinste, căci părul i-a fost dat ca acoperământ. Iar dacă se pare cuiva că aici poate să ne găsească pricină, un astfel de obicei ca femeile să se roage cu capul descoperit, noi nu avem nici bisericile lui Dumnezeu. Și aceasta poruncindu-vă, nu vă laud, fiindcă voi vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău, căci mai întâi aud că atunci când vă adunați în biserică, între voi sunt dezbinări și în parte cred, căci trebuie să fie între voi și resturi ca să se învedereze între voi ce încercați. Când vă adunați deci la oaltă, nu se poate mânca cina Domnului, căci șezând la masă, fiecare se grăbește să ia mâncarea sa, încât unul ia îi este foame, iar altul se îmbată. N-aveți oare casă ca să mâncați și să beți, sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și rușinați pe cei ce nu au? Ce să vă zic? Să vă laud? Nu, în aceasta nu vă laud. Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat pâine și mulțumind a frânt și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, aceasta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină zicând, acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu, aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Căci de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și de sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, o sândă și mănâncă și bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și mulți au murit, căci de ne-am fi judecat noi înșine, nu am mai fi judecați. Dar fiind judecați de Domnul, suntem pedepsiți, ca să nu fim osândiți împreună cu lumea. De aceea, frații mei, când vă adunați ca să mâncați, așteptați-vă unii pe alții, iar dacă este cuiva foame să mănânce acasă, ca să nu vă adunați spre o sândă, celelalte însă le voi rândui când voi veni. Capitolul 12. Iar cât privește darurile duhovnicești, nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință. Știți că pe când erați păgâni, vă duceați la idolii cei mulți ca și cum erați mânați. De aceea vă fac cunoscut că precum nimeni grăind în Duhul lui Dumnezeu nu zice anatema fie Iisus, tot așa nimeni nu poate să zică Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt. Darurile sunt felurite, dar același Duh, și felurite slujiri sunt, dar același Domn, și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Și fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos, că unuia îi se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune, iar altuia după același Duh cuvântul cunoștinței, și unuia îi se dă într-o același Duh credință, iar altuia darurile vindecărilor într-o același Duh, unuia afaceri de minuni, iar altuia prorocie, unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Și toate acestea le lucrează unul și același Duh, împărțind fiecăruia deosebi după cum voiește. Căci precum trupul unul este și are mădulare multe,
iar toate mădularele trupului multe fiind sunt un trup, așa și Hristos, pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toți, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi și toți la un Duh ne-am adăpat. Că și trupul nu este un mădular, ci multe, dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, pentru aceasta nu este el din trup, și urechea, dacă ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup, pentru aceasta nu este ea din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul, și dacă ar fi tot auz, unde ar fi mirosul, dar acum Dumnezeu a pus mădularele pe fiecare din ele în trup, cum a voit. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul, dar acum sunt multe mădulare, însă un singur trup. Și nu poate ochiul să zică mâinii, n-am trebuință de tine, sau iarăși capul să zică picioarelor, n-am trebuință de voi, și cu mult mai mult mădularele trupului, care par a fi mai slabe, sunt mai trebuincioase, și pe cele ale trupului care ni se parcă sunt mai de necinste, pe acelea cu mai multă cinste le îmbrăcăm, și cele necuvincioase ale noastre au mai multă cuvință, iar cele cuvincioase ale noastre n-au nevoie de acoperământ, dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul, dând mai multă cinste celui căruia îi lipsește, ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele, și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună, și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună, iar voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte, și pe unii i-a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor, oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească, râvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. Capitolul 13. De a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o mama ramă sunătoare și chimval răsunător, și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de a-și avea atâta credință, încât să mut și munți, iar dragoste nu am, nimic nu sunt, și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește, dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată, cât despre prorocii se vor desfința, darul limbilor va înceta, știința se va sfârși, pentru că în parte cunoaștem și în parte prorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desfința. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, față către față, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin precum am fost cunoscut și eu. Și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea, dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Capitolul 14. Căutați dragostea, râvniți însă cele duhovnicești, dar mai ales ca să prorociți. Pentru că cel ce vorbește într-o limbă străină nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, și nimeni nu-l înțelege, fiindcă el în duh grăiește taine. Cel ce prorocește vorbește oamenilor spre zidire, îndemn și mângâiere. Cel ce grăiește într-o limbă străină pe sine singur se zidește, iar cel ce prorocește zidește biserica. Voiesc ca voi toți să grăiți în limbi, dar mai cu seamă să prorociți. Cel ce prorocește e mai mare decât cel ce grăiește în limbi,
afară numai dacă tălmăcește ca biserica să ia întărire. Iar acum, fraților, dacă aș veni la voi grăind în limbi, de ce folos v-aș fi dacă nu v-aș vorbi sau în descoperire sau în cunoștință sau în prorocie sau în învățătură? Că precum cele neînsuflețite care dau sunet, fie fluier, fie chitară, de nu vor da sunete deosebite, cum se va cunoaște ce este din fluier sau ce este din chitară? Și dacă trâmbița va da un sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Așa și voi, dacă prin limbă nu veți da cuvânt lesne de înțeles, cum se va cunoaște ce ați grăit? Veți fi ca niște oameni care vorbesc în vânt. Sunt așa de multe feluri de limbi în lume, dar niciuna din ele nu este fără înțelesul ei. Deci dacă nu voi ști înțelesul cuvintelor, voi fi barbar pentru cel care vorbește și cel care vorbește barbar pentru mine. Așa și voi, de vreme ce sunteți râvnitori după cele duhovnicești, căutați să prisosiți în ele spre zidirea bisericii. De aceea, cel ce grăiește într-o limbă străină să se roage ca să și tălmăcească, căci dacă mă rog într-o limbă străină, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este neroditoare. Atunci ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Fiindcă dacă veți binecuvânta cu Duhul, cum va răspunde omul simplu, amin, la mulțumirea ta de vreme ce el nu știe ce zici? Căci tu, într-adevăr, mulțumești bine, dar celălalt nu se zidește. Mulțumesc Dumnezeului meu că vorbesc în limbi mai mult decât toți dintre voi. Dar în biserică vreau să gresc 5 cuvinte cu mintea mea, ca să învăț și pe alții decât 10.000 de cuvinte într-o limbă străină. Fraților, nu fiți copii la minte. Fiți copii când e vorba de răutate, la minte însă fiți desăvârșiți. În lege este scris, voi grăi acestui popor în alte limbi și prin buzele altora și nici așa nu vor asculta de mine, zice Domnul. Așa că vorbirea în limbi este semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși, iar prorocia nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei ce cred. Deci dacă s-ar aduna biserica toată la oaltă și toți ar vorbi în limbi și ar intra neștiutorii sau necredincioșii, nu vor zice oare că sunteți nebuni? Iar dacă toți ar proroci și ar intra vreun necredincios sau vreun neștiutor, el este dovedit de toți, el este judecat de toți, cele ascunse ale inimii lui se învederează și astfel, căzând cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu, mărturisind că Dumnezeu este într-adevăr printre voi. Ce este deci, fraților, când vă adunați împreună, fiecare din voi are psalm, are învățătură, are descoperire, are limbă, are tălmăcire, toate spre zidire să se facă. Dacă grește cineva într-o limbă străină, să fie câte doi, sau cel mult trei și pe rând să grăiască și unul să tălmăcească. Iar dacă nu e tălmăcitor, să tacă în biserică și să-și grăiască numai lui și lui Dumnezeu. Iar prorocii să vorbească doi sau trei, iar ceilalți să judece. Iar dacă se va descoperi ceva altuia care șade, să tacă cel din tâi. Căci puteți să prorociți toți câte unul, ca toți să învețe și toți să se mângâie. Și duhurile prorocilor se supun prorocilor, pentru că Dumnezeu nu este al neurânduielii, ci al păcii. Ca în toate bisericile sfinților, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice și legea, iar dacă voiesc să învețe ceva, să întrebe acasă pe bărbații lor, căci este rușinos ca femeile să vorbească în biserică. Oare de la voi a ieșit cuvântul lui Dumnezeu sau a ajuns numai la voi? Dacă îi se pare cuiva că este proroc sau om duhovnicesc, să cunoască că cele ce vă scriu sunt porunci ale Domnului, iar dacă cineva nu vrea să știe, să nu știe. Așa că, frații mei, râvniți a proroci și nu opriți să se grească în limbi, dar toate să se facă cu cuvință și după rânduială. Capitolul 15. Vă aduc aminte, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o,
pe care ați și primit-o, întru care și stați, prin care și sunteți mântuiți, cu ce cuvânt v-am binevestit-o, dacă o țineți cu tărie afară, numai dacă n-ați crezut în zadar, căci v-am dat întâi de toate ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chefa, apoi celor 12, în urmă s-a arătat deodată la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și adormit. După aceea s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toți, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci ori eu, ori aceea, așa propovăduim și voi așa ați crezut, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Ne aflăm încă și martori mincinoși a lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe care nu l-a înviat, dacă, deci, morții nu înviază. Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, sunteți încă în păcatele voastre. Și atunci și cei ce au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjduim în Hristos, numai în viața aceasta suntem mai deplâns decât toți oamenii, dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătura învierii celor adormiți, că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om și învierea morților, căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia, dar fiecare în rândul cetei sale, Hristos începătura, apoi cei ai lui Hristos la venirea Lui, după aceea sfârșitul când Domnul va preda împărăția lui Dumnezeu și Tatălui când va desființa orice domnie și orice stăpânire și orice putere, căci El trebuie să împărățească până ce va pune pe toți vrăjmașii Săi sub picioarele Sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit este moartea, căci toate le-a supus sub picioarele Lui, dar când zice că toate i-au fost supuse Lui, învederat este că afară de Cel care i-a supus Lui toate. Iar când toate vor fi supuse Lui, atunci și Fiul însuși se va supune Celui ce i-a supus Lui toate, ca Dumnezeu să fie toate în toți, fiindcă ce vor face cei care se botează pentru morți? Dacă morții nu înviază nici de cum, pentru ce se mai botează pentru ei? De ce mai suntem și noi în primejdie în tot ceasul, mor în fiecare zi? Vă spun, fraților, pe lauda pe care o am pentru voi în Hristos Iisus Domnul nostru, dacă m-am luptat ca om cu fiarele în Efes, care îmi este folosul, dacă morții nu viază, să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri. Nu vă lăsați înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Treziți-vă cum se cuvine și nu păcătuiți, căci unii nu au cunoștință de Dumnezeu, o spun spre rușinea voastră, dar va zice cineva cum înviază morții și cu ce trup au să vină. Nebun ce ești, tu ce seme nu dă viață dacă nu va muri, și ceea ce seme nu este trupul ce va să fie, ci grăunte gol, poate de greu sau de altceva din celelalte, iar Dumnezeu îi dă un trup precum a voit și fiecăruia semințe un trup al său. Nu toate trupurile sunt același trup, ci unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor, și altul este trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este slava celor cerești și alta a celor pământești. Alta este strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor, că stea de stea se deosebește în strălucire,
Așa este și învierea morților, se seamănă trupul într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune, se seamănă într-o necinste, înviază într-o slavă, se seamănă într-o slăbiciune, înviază într-o putere, se seamănă în trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc, precum și este scris, făcutul s-a omul cel dintâi Adam cu suflet viu, iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viață, dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Omul cel dintâi este din pământ pământesc, omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești, și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm și chipul celui ceresc. Aceasta însă, zic fraților, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu, nici stricăciunea nu moștenește nestricăciunea. Iată taină vă spun vouă, nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba, deodată, într-o clipeală de ochi, la trâmbița cea de apoi, căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire, iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință, unde ți este moarte biruința ta, unde ți este moarte boldul tău? Și boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Dar să dăm mulțumire lui Dumnezeu care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Drept aceea, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, porind totdeauna în lucru Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul. Capitolul 16. Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, precum am rânduit pentru bisericile Galatiei, așa să faceți și voi. În ziua întâia săptămânii, duminică, fiecare dintre voi să-și pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni. Iar când voi veni pe cei pe care îi veți socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim, și de se va cuveni să merg și eu, vor merge împreună cu mine. Și voi veni la voi când voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia trec. La voi mă voi opri, poate, sau voi și ierna, ca să mă petreceți în călătoria ce voi face. Căci nu vreau să vă văd acum numai întreagăt, ci nădăjduiesc să rămân la voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Voi rămâne însă în Efes până la praznicul cincizecimii, căci mi s-a deschis ușă mare spre lucru mult, dar sunt mulți potrivnici, iar de va veni Timotei, vedeți să fie fără de teamă la voi, căci lucrează ca și mine lucru Domnului. Nimeni deci să nu-l disprețuiască, ci să-l petreceți cu pace ca să vină la mine, că l-aștept cu frații. Că despre fratele Apolo l-am rugat mult să vină la voi cu frații, totuși nu i-a fost voia să vină acum, ci va veni când va găsi prilej. Privegheați, stați tari în credință, îmbărbătați-vă, întăriți-vă. Toate ale voastre cu dragoste să se facă. Vă îndemn însă, fraților, știți casa lui Ștefanas, că este pârga Ahaiei și că este slujirea sfinților, s-au rânduit pe ei înșiși, ca și voi să vă supuneți unora ca aceștia și oricui lucrează și se ostenește împreună cu ei. Mă bucur de venirea lui Ștefanas, a lui Fortunat și a lui Hahaic, pentru că aceștia au împlinit lipsa voastră și au liniștit duhul meu și al vostru. Cunoașteți bine, deci, pe unii ca aceștia. Vă îmbrățișează bisericile Asiei, vă îmbrățișează mult în Domnul Agvila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor. Vă îmbrățișează frații toți, îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutare sfântă. Salutarea cu mâna mea, Pavel, cel ce nu iubește pe Domnul să fie anatema, Maranata, Domnul vine, harul Domnului Iisus Hristos cu voi,
dragostea mea cu voi toți în Hristos Iisus. Amin.